Continuăm în această dimineață studiul pe care l-am început duminica trecută despre Israel și profețiile biblice, profețiile finale. În această dimineață despre Israel și necazul cel mare. Israel și Anticrist. După atacul de o barbarie de-a dreptul demonică a organizației teroriste Hamas împotriva Israelului din 7 octombrie 2023, Israel a răspuns prin încercuirea regiunii Gaza, hotărât ca să elimine această organizație teroristă. Rezultatul a fost că în țările arabe s-au pornit mișcări populare foarte puternice împotriva Israelului. De asemenea, în țările occidentale, în orașele unde este o comunitate musulmană importantă, de asemenea, sunt mișcări de felul acesta. Ceea ce este interesant este faptul că atunci când Rusia a invadat Ucraina și a pornit război împotriva Ucrainei, țările clădite pe cultura creștină, cum este Europa, America, Canada, acestea și-au deschis larg granițele ca să primească refugiați fără nicio rezervă. Acum, când Israelul a intrat în regiunea Gaza ca să elimine Hamasul, țările arabe au pus tancuri la granițele lor ca să nu intre populația palestiniană pe care o deplâng. Ei nu au fost dispuși ca să primească pe refugiații palestinieni și nu sunt dispuși să facă lucrul acesta. Nu vor să protejeze prin eforturile lor viața oamenilor din această regiune. Este clar pentru toți, inclusiv pentru noi care nu avem o pregătire diplomatică, că este o mare diferență și este o problemă. O problemă care se ridică din mentalitatea care există, din cultură, din religia musulmană, din problemele economice, din problemele morale și din ipocrizia fără margini. Două evenimente la o distanță mică în istorie, anul trecut și anul acesta, două evenimente tratate diferit de țările clădite pe cultura creștină și de țările clădite pe cultura musulmană. Este o problemă aici. Mai adaug un element. Israel a dat multe avertismente, chiar ultimatumuri, pentru ca populația din Gaza, din zona de nord, să se refugieze în zona de sud, astfel încât să evite victimele din populația civilă. Și au făcut aceasta din nou și din nou. Este o practică normală pentru protejarea celor care nu sunt combatanți. În august 1990, Saddam Hussein a invadat Kuveitul pentru rezervele de petrol care erau acolo. Națiunile Unite au trimis 12 avertismente, din ce în ce mai severe.
împotriva Irakului, arătând că vor interveni armat dacă nu părăsesc cuveitul. Ultimatumul a fost dat în 29 noiembrie 1990. Saddam a ignorat și acesta zicând că nu se va interveni. Iar în 16 ianuarie 1991 a pornit coaliția țărilor din Națiunile Unite împotriva Irakului. Au eliberat cuveitul și au părăsit zona. Nu au continuat cu alt obiectiv militar, ci cel pentru care au zis că se duc acolo. Chiar în ianuarie 1991, când am vizitat Capitoliu din Washington DC, era o ședință reunită a Congresului American și a Senatului în vederea susținerii intrării cu armata în Kuwait pentru eliberarea de sub ocupația irachiană. Și ceea ce este important este să știm că Dumnezeu ne trimite avertismente din nou și din nou. Dar cei necredincioși nu iau seama. Tu vezi lucrurile din perspectiva lui Dumnezeu, vezi vremurile pe care le trăim, vezi avertismentele pe care le trimite Dumnezeu, că vremurile sunt aproape și că Domnul Iisus Hristos va reveni curând. Este bunătatea lui Dumnezeu că ne arată, avem nevoie de a fi gata la revenirea Domnului Iisus Hristos, pentru că va veni o vreme când oamenii vor striga la munți, la stânci, așa spune în Apocalipsa 6:16. Și ziceau munților și stâncilor, cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui ce șede pe scaunul de domnie și de mânia mielului, căci a venit ziua cea mare a mâniei lui și cine poate sta împotrivă? Dragii mei, în societatea omenească sunt avertismente, chiar și ultimatumuri. Și vin o zi când se întâmplă ceva, ceea ce oamenii sunt avertizați. Vin o zi. În această dimineață vom căuta ca să înțelegem profețiile biblice referitoare la Israel și la necazul cel mare. În continuarea la ceea ce am studiat duminica trecută, dar și în contextul studiului de acum 2 ani și jumătate despre sfârșitul lumii și începutul noii creații. Este foarte greu ca să organizăm atâta informație, atâtea profeții care există într-un timp scurt. Dar aveți posibilitatea să ascultați ceea ce am studiat împreună în urmă cu 2 ani și jumătate. Aveți de asemenea posibilitatea să citiți și în cartea mea Bazele biblice ale dogmaticii creștine pe Evanghelie. Găsiți acolo elemente. Mult mai multe sunt în cartea Cine sunt creștinii pe Evanghelie. Da? Aceea este epuizată. Toți sperăm că o să am timp să scot ediția a doua. Dar va veni vremea, zicem noi. Depinde dacă nu vine Domnul până atunci. Am văzut în cartea Daniel, la capitolul 9, am văzut profeția lui Daniel despre cele 70 de săptămâni. Versetul 24 din capitolul 9. 70 de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău și asupra cetății tale cele sfinte, până la încetarea fără de legilor, până la ispășirea păcatelor, până la ispășirea nelegiuirii, până la aducerea neprihănirii veșnice,
până la pecetluirea vedeniei și prorociei și până la ungerea Sfântului Sfinților. Și apoi detaliază 7 săptămâni de ani și încă 62 de săptămâni de ani. 62 ori 7. Deci în total cele 70 de săptămâni înseamnă 490 de ani profetici, care transformați în ani calendaristici actuali sunt 476 de ani calendaristici. Și în necazul cel mare, din săptămâna a 70-a nu s-au împlinit. Celelalte au fost depistate în istorie. Dar ultimul verset din Daniel 9, versetul 27, nu s-a împlinit. Spune că el va face un legământ trainic cu mulți timp de o săptămână, dar la jumătatea săptămânii va face să înceteze jertfa și darul de mâncare și pe aripa urâcinuilor idolești va veni unul care pustiește până va cădea asupra celui pustit prăpădul hotărât. Profeția aceasta a fost adusă de îngerul Gavril. Așa spune în versetul 21. Pe când vorbeam eu încă în rugăciunea mea, spune Daniel, a venit repede în zbor iute omul Gavril, pe care îl văzuse mai înainte într-o vedenie și m-a atins în clipa când se aducea jertfa de seară. El m-a învățat, a stat de vorbă cu mine și a zis, Daniele, am venit acum ca să-ți luminez mintea. Și dă profeția. Dar profeția aceasta nu s-a împlinit total. S-a împlinit parțial, a 70-a săptămână nu s-a împlinit. Există două posibilități. Una, prima dintre ele. Această profeție este falsă, parțial. Și îngerul Gavril a venit cu o profeție care parțial nu este adevărată. Este o variantă, da? De ce nu s-a împlinit total? Sunt legăminte pe care Dumnezeu le-a făcut cu omenirea, cu un om, cu o familie, cu o națiune și chiar și cu întreaga omenire, de exemplu, legământul noahic. Și aceste legăminte, unele dintre ele sunt condiționate. Aici nu este un legământ și nu depinde de nicio condiție. Este o profeție descriptivă. Spune ce se va întâmpla. Și noi trebuie să citim și să vedem în istorie unde s-au întâmplat aceste lucruri. Când îngerul Gavril a venit cu mesaj de la Dumnezeu, a zis, așa se va întâmpla. Deci nu depinde de falimentul omului această profeție. A doua variantă. Profeția nu s-a împlinit încă total, dar ea este adevărată pentru că se va împlini și săptămâna a 70-a în viitor. Și noi nu putem, ca și creștini, nu putem decât să credem profeția aceasta ca venind de la Dumnezeu și ea se va împlini total. Așa a crezut și Domnul Iisus Hristos, așa au crezut apostolii. Așa este revelat în Apocalipsa, ultima carte a Noului Testament, a Bibliei chiar. Și într-adevăr, am vorbit cu altă ocazie despre lucrurile acestea, între săptămâna a 69-a și săptămâna a 70-a este o întrerupere. Spune, după aceste 62 de săptămâni, plus cele 7, 69 total. Unsul va fi stârpit și nu va avea nimic. Poporul unui domn care va veni va nimici cetatea și sfântul locaș și sfârșitul lui va fi ca printr-un potop. Este hotărât că războiul va ține până la sfârșit și împreună cu el și pustiirile. Și această întrerupere o găsim explicată în Noul Testament. Era o taină pentru Vechiul Testament.
nu fusese revelată această taină. Și taina aceasta este întreruperea din perioada bisericii. Iată ce spune Efeseni capitolul 3, versetele 4 la 6. Spune Apostolul Pavel, citindu-le, vă puteți închipui priceperea pe care o am eu despre taina lui Hristos, care n-a fost făcută cunoscută fiilor oamenilor în celelalte veacuri, în felul cum a fost descoperit acum sfinților apostoli și prorocei lui Hristos, prin Duhul, că adică neamurile sunt împreună moștenitoare cu noi, alcătuiesc un singur trup cu noi și iau parte cu noi la aceeași făgăduință în Hristos Iisus prin Evanghelia aceea. Iar la versetul 9, și să pun în lumină înaintea tuturor care este isprăvnicia acestei taine, ascunse din veacuri în Dumnezeu, care a făcut toate lucrurile. Este o întrerupere a firului profetic, ultima săptămână urmând să aibă loc după răpirea bisericii. Și această taină, din vechiul, care era taină în Vechiul Testament, este revelată nouă. Și noi știm, Dumnezeu are biserica. Domnul Iisus Hristos zidește biserica și biserica este formată din evrei și neamuri. Împreună în Hristos suntem părtași făgăduințelor dumnezeiești. Dar Dumnezeu are un plan și pentru Israel. Și planul acesta pentru Israel, săptămâna a 70-a, trebuie să se întâmple. Pentru că îngerul Gavril a venit cu o profeție. Și acesta este cadrul general escatologic pentru poporul Israel. Și profeția aceasta se va împlini. Apostolul Pavel în Romani, capitolul 11, versetele 25 la 27, vorbește despre împietrirea poporului evreu, o parte din poporul evreu. Haideți să citim Romani 11, versetele 25 la 27. Fraților, pentru ca să nu vă socotiți singuri înțelepți, nu vreau să nu știți taina aceasta. O parte din Israel a căzut într-o împietrire care va ține până va intra în numărul deplin al neamurilor. Și atunci tot Israelul va fi mântuit. După cum este scris, izbăvitorul va veni din Sion și va îndepărta toate nelegiuirile de la Iacov. Acesta va fi legământul pe care îl voi face cu ei când le voi șterge păcatele. Iată, vorbește despre poporul evreu, vorbește despre o perioadă de împietrire a unei părți din poporul evreu care l-a respins pe Mesia, pe Domnul Iisus Hristos, și apoi această împietrire este temporară. Spune aici, va ținea până va intra numărul deplin al neamurilor și atunci tot Israelul va fi mântuit. Iată, dacă acum doar o parte dintre evrei sunt creștini, l-au primit pe Domnul Iisus Hristos ca fiind Mesia, Salvatorul așteptat, va veni vremea când națiunea lui Israel se va întoarce la Domnul Iisus Hristos. Și aceasta când se va împlini numărul deplin al neamurilor? La împlinirea numărului deplin al neamurilor, atunci se vor întoarce. Atunci când Domnul Iisus Hristos va aduna în biserică, va aduna pe toți credincioșii. Și când va aduna pe toți credincioșii, va lua pe credincioșii, va înfățișa înaintea Tatălui. Această biserică slăvită, fără pată, fără zvârcitură sau altceva de felul acesta, sunt cuvintele Sfintei Scripturi. Și o va înfățișa înaintea Tatălui, mireasa Domnului Iisus Hristos. Și această împietrire va ține până la răpirea bisericii, după care istoria
continuă cu poporul evreu pe planul pe care Dumnezeu l-a anunțat, inclusiv aici în Daniel, capitolul 9. Dar vreau să mai amintesc un verset în Luca 21-24, în care însuși Domnul Iisus Hristos vorbește despre o vreme a neamurilor și face referire, dintr-un alt aspect, la această reluare a istoriei cu poporul evreu în centrul planului lui Dumnezeu. Deci, Luca 21-24. Vor cădea sub ascuțișul săbiei, vor fi luați robi printre toate neamurile și Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri până se vor împlini vremurile neamurilor. Trăim în perioada aceasta a neamurilor, în perioada bisericii. Trăim în perioada aceasta a lucrării Duhului Sfânt într-un mod special, cu totul special, care n-a fost niciodată în istoria omenirii. Biserica s-a format în ziua cincizecimii, când s-a pogorât Duhul Sfânt asupra credincioșilor, asupra ucenicilor Domnului Iisus Hristos. Și atunci, în ziua aceea cincizecimii, sau rusaliilor, cum se numește și în poporul român, în ziua aceea a venit Duhul lui Dumnezeu și a luat naștere biserica. Vine vremea ca Duhul lui Dumnezeu să fie ridicat cu biserica odată. Și va fi o lucrare a Duhului Sfânt și atunci, dar nu ca în perioada bisericii. Va fi diferit, așa cum a fost înainte de pogorârea Duhului Sfânt. Acum, din cadrul acesta escatologic, trecem la modalitățile de interpretare a Apocalipsei și ca să avem tot cadrul, pentru că Daniel ne dă doar până la săptămâna aceea a tribulației, a necazului cel mare, cadrul general este acesta. Domnul Iisus Hristos, la a doua venire a sa, are două etape. Răpirea bisericii pe norii cerului, înainte de necazul cel mare, pe pământ 7 ani de necaz, iar apoi Domnul Iisus Hristos va veni pe pământ și aceasta este revenirea pe pământ. Dacă prima etapă este răpirea și e pe norii cerului, a doua etapă și e doar pentru biserică, a doua etapă este revenirea pe pământ a Domnului Iisus Hristos. Va salva poporul evreu, va judeca neamurile și va instaura împărăția mesianică de 1000 de ani, care este profețită în multe părți și în Vechiul Testament și în Noul Testament. Și această perioadă de 1000 de ani, după care va fi o nouă răzvrătire împotriva lui Dumnezeu și a Sfinților lui Dumnezeu, iar după aceea cerul cu pământul se vor dezintegra, se vor topi și Dumnezeu va crea o nouă creație în care va dăinui sfințenia, neprihănirea, în care nimic întina nu va fi. În noua creație va fi numai lucrurile minunate ale lui Dumnezeu și Dumnezeu va fi stăpânul universului. Acesta este cadrul general, sunteți obișnuiți cu el, îl avem în minte, dar aș dori ca să trecem și la pasajele din Apocalipsa, unde necazul cel mare este descris mult mai detaliat decât ceea ce găsim în cartea Daniel, în pasajul citit. Este
varietate de școli în ceea ce privește interpretarea Apocalipsei. Este interpretarea alegorică din secolul al III-lea, al IV-lea, creștinii din Alexandria au îmbrățișat aceasta și consideră că este doar exprimarea alegorică a conflictului cosmic dintre Dumnezeu și Satan. Este interpretarea preteristă, care este o imagine simbolică a istoriei bisericii primare și a conflictelor prin care a trecut. Este interpretarea istoricistă și aceștia spun că este vorba de întreaga istorie a bisericii, de la început până la final, și fiecare element de acolo se aplică istoriei bisericii. Totuși, textul însuși ne spune că singura interpretare susținută biblic este interpretarea viitoristă sau futuristă. Pentru că capitolele 4 la 22 descriu evenimentele finale din istoria omenirii. Este singura care poate fi susținută. În Apocalipsa 1:1, descoperirea lui Iisus Hristos pe care i-a dat-o Dumnezeu ca să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Deci vorbește de viitor. Apocalipsa 4:1. După aceste lucruri, m-am uitat și iată că o ușă era deschisă în cer. Glasul cel dintâi pe care l-au auzisem ca sunetul unei trâmbițe și care vorbea cu mine, mi-a zis: suie-te aici și îți voi arăta ce are să se întâmple după aceste lucruri. Apocalipsa 22:18. Mărturisesc oricui aude cuvintele prorociei din cartea aceasta, că dacă va adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta. Este cuvântul prorociei. Apocalipsa este o profeție. Și dacă ne uităm la structura cărții, vedem capitolul 1 sunt evenimente în cer, capitolele 2-3 sunt evenimente pe pământ, iar capitolele 4-5 evenimente în cer. De la 1 la 5, în capitolele acestea, găsim perioada bisericii. Noi am studiat și cele 7 biserici din Apocalipsa, deci este și studiul acesta pe canalul de YouTube al bisericii. Îl puteți găsi în playlist. Capitolele 6 la 18 descriu necazul cel mare. Iar capitolul 19, nunta mielului, capitolul 20, împărăția milenară, mileniul, iar capitolul 21 la 22, starea eternă. Deci, aceasta este structura. Capitolele 6 la 18 descriu necazul cel mare. Acum, necazul cel mare din Apocalipsa 6 la 18 este descris prin 7 peceți, 7 trâmbițe și 7 potire. Ce este interesant este faptul că pecețiile cuprind toată istoria. Pecețiile 1 la 6 sunt distincte, pecetea a 7-a se desparte în 7 trâmbițe. Iar trâmbița a 7-a se detaliază în 7 potire. Și în perioada aceasta a necazului cel mare se dezlănțuie asupra omenirii o multitudine de judecăți ale lui Dumnezeu. Ce este interesant, dacă în capitolele 1 la 5 găsim
referire la biserică, mai ales în capitolele 2-3, atâtea referiri. În capitolele 6 la 18 nu e nicio referire la biserică. Bine, veți spune, da, la Israel este? Da, este. Și este cu detalii. De aceea, biserica este înălțată, este răpită la cer. Aceasta este și o explicație de ce în epistole necazul cel mare nu este detaliat. Pentru că nu vizează biserica. Biserica nu trece prin necazul cel mare. Care sunt acum relațiile dintre Israel și Anticrist? În capitolul 9 din Daniel, versetul 27, vorbește despre faptul că va veni un stăpânitor care va face un legământ trainic, așa pare, un legământ trainic cu Israel și cu celelalte națiuni. Și va aduce pacea omenească. Cât durează? 3 ani și jumătate. După care, pacea aceasta omenească se spulberă. Puterile răului vor stăpâni și vor înșela pe oameni, chiar omenirea întreagă, temporar, vremelnic. Dar Domnul Iisus Hristos va stăpâni veșnic. Oamenii clădesc societate seculară, societate în care ei să decidă, ei să stăpânească și își vor alege un astfel de conducător care să fie atractiv pentru ei. Și pare că este cel care îi ajută. Dar, în realitate, aceasta nu duce decât la dezastru. În Apocalipsa, capitolul 6, apare acest dictator. Și este detaliat mai mult în capitolul 6. Versetele 1-2. Când a rupt mielul, cea din tâi din cele 7 peceți, m-am uitat și am auzit pe una din cele 4 făpturi vizii cu glas ca de tunet. Vino și vezi. M-am uitat și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce se dea pe el avea un arc. I s-a dat o cunună și a pornit biruitor și ca să biruiască. Cel care era, așa cum am studiat mai de mult, cel care va veni pe un cal alb, care pare că aduce pacea, care pare că aduce conducerea omenirii către realizarea visurilor de aur ale oamenilor. Acesta este Anticrist. Ce este interesant este faptul că Israel nu se va întoarce imediat la Mesia. Foarte interesant. Vor adopta pe Anticrist. Fac legământ cu el. Un dictator cu care pot să colaboreze. Se vor încrede în puterea omenească. În reprezentantul puterii omenești, care este de fapt energizat de Satan, respingându-l pe adevăratul Mesia. Domnul Iisus spunea în Ioan, capitolul 5, versetul 43, și cuvintele acestea sunt profetice. Eu am venit în numele Tatălui meu și nu mă primiți, dar dacă va veni altul în numele Lui însuși, pe acela îl veți primi. Domnul i-a avertizat, pe adevăratul Mesia l-au crucificat, l-au răstignit. Și oamenii și astăzi îl resping
pe Domnul Iisus Hristos. Dacă îmi va veni anticristul, omenirea, în mare majoritate, îl va accepta pe anticrist. La început, îi se dă putere acestuia. I s-a dat o cunună și a pornit biruitor ca să biruiască. La început, îi se dă cunună, începe să domnească asupra lumii, domnia aceasta se extinde. Puterea lui crește, este tot mai mult acceptat ca salvatorul mesianic, ca salvatorul profetic care salvează omenirea. Ce înșelăciune! Este înfiorător. După aceea, el își va arăta toată urâțenia și toată starea aceasta de fiară pe care o are. Și oamenii vor accepta până și închinarea la anticrist. Se va clădi o societate anti-Dumnezeu, anti-creștină. Și lumea va fi polarizată și vor căuta ca să ucidă pe cei sfinți. Vedem pe anticrist cum stabilește ca un eliberator, ca un om profetic, stabilește pacea pe pământ. Numai că toate acestea nu ajută, pentru că vedem în Apocalipsa, capitolul 13, e mult de citit aici, citiți dumneavoastră, cunoașteți asta. Vedem o trinitate demonică. Este vorba de Balaurul, în versetul 2 și 4, care este Satan. Haideți să și citesc. Fiara pe care am văzut-o seamănă cu un leopard, avea labe ca de urs, gura ca de leu. Balaurul i-a dat puterea lui, scaunul lui de domnie și o stăpânire mare. Balaurul este explicit în Apocalipsa, este, prin Balaur este reprezentat Satan. Fiara din acest verset, versetul 1, fiara cu 10 coarne, 7 capete, pe coarne avea 10 cununi împărătești, pe capete avea nume de hulă, fiara este anticristul, care înseamnă în limba greacă, anti este împotrivă, este și în locul, imitator în contrast cu Domnul Iisus Hristos. El este numit omul fără de legii, fiul pierzării, acel nelegiuit. El va fi adorat de către oameni și primește închinarea oamenilor. Florea Moisescu, într-un articol de prin 1929 din Creștinul, revista Bisericilor Creștine pe Evanghelie din perioada aceasta, din perioada aceea, scria: Anticristul, sinistra arătare, îngrozitoare ființă, om care, fiind Satana întrupat, va încerca să înfăptuiască făgăduința cu neputință de împlinit făcută oamenilor pentru a-i înșela și veți fi ca Dumnezeu. Vechea ispitire, dorința lui Satan și apoi ispitire pe care a aruncat-o și în fața oamenilor. Acest om va fi cel mai puternic și mai pervertit om de pe fața pământului. Canalul perfect pentru manifestarea caracteristicilor demonice ale celui rău. Deși, din punct de vedere omenește, al societății, el va fi atractiv. El nu va fi urât, nu va fi respingător, el va fi de dorit.
pur și simplu oamenii îl doresc ca să fie conducătorul lor. Își aleg om după criteriile lor. Și într-adevăr, Biblia vorbește despre Anticrist ca fiind un geniu religios, politic, intelectual, oratoric, comercial. Chiar aici, în Apocalipsa 13, vorbește despre sistemul acela pe care el va instaura. Nu va putea omul să vândă sau să cumpere dacă nu va avea semnul fiarei pe mână sau pe frunte. Pe mână sau pe frunte. Deci va fi aceasta. Gândiți-vă, nu poți cumpăra mâncare, nu poți cumpăra combustibil sau energie electrică. Sau pentru tineri nu poți plăti abonamentul la internet. Îți dai seama ce tragedie. Pentru cei în vârstă, nu vei putea cumpăra medicamente. Nu vor fi medicamente pentru cei care se vor împotrivi. Dar asta nu privește biserica, da? Știm asta. Nu primește biserica. Ce se întâmplă? Vedem aici o confederație de 10 națiuni care vor stăpâni pe pământ ca Imperiul Roman. Sunt acele imperii din Daniel, capitolul 7, Leu, Imperiul Babilonian, Urs, Imperiul Medo-Persan, Pardosul sau Leopardul, Imperiul Greco-Macedonean, iar cel mai groaznic va fi Imperiul Roman, care are două etape. Și să știți, gândul acesta de a face un imperiu care să dureze 1000 de ani este prezent în istorie. Așa cum vedem acum, oameni care nu au nicio treabă cu Biblia, nu-și clădesc viața pe Biblie, dar folosesc profețiile biblice. Inclusiv istorii, de exemplu, despre răpirea bisericii sau despre Armagedon sau despre Apocalipsa. Și toată această preocupare a omenirii vinde. Și oamenii fac bani buni pe seama aceasta. Profețiile pe care oamenii le găsesc în Biblie au ajuns ca să fie o sursă de spectaculos. Și se folosește spectaculosul. Din nefericire, găsim și între predicatorii populari, găsim adeseori exagerări. Găsim lucruri care nu sunt bazate pe Biblie, dar citesc evenimentele cotidiene, le citesc în profețiile biblice. În ceea ce privește Israelul, semnele care se dau Israelului sunt semne mai ales din perioada necazului cel mare. Pentru că biserica n-are niciun semn. Domnul vine oricând. Este venirea iminentă, pe neașteptate, în orice perioadă poate să vină Domnul Iisus Hristos pentru biserică. Și așa au așteptat apostolii, așa au învățat. Domnul poate să vină oricând. Dar semnele pe care le vedem, semnele acestea sunt premergătoare necazului cel mare, când se vor împlini și voi toate profețiile. Și acum sunt niște semne care așează lumea pentru perioada acelui dictator agreat de întreaga omenire, de marea majoritate a oamenilor. Și despre împărăția de 1000 de ani a visat și Hitler. Hitler a vrut să restaureze Imperiul Roman, cel de-al treilea Reich. Și aceasta o găsim în propaganda nazistă. De fapt, ideea a pornit mai de mult de la împăratul Otto.
Întâi, în Evul Mediu, 962-1806, spuneau că este imperiul de 1000 de ani. Hitler a preluat chiar și salutul roman. Heil Hitler este un salut roman. Aceasta o găsim în diferite etape în istorie. În ceea ce privește stăpânirea lui Anticrist, va fi de 42 de săptămâni. Domnul Iisus Hristos însă va domni veșnic. Vedem cum aparent rezolvă problemele omenirii. La jumătatea săptămânii, el va coopera cu religiile false și va intra în templul lui Dumnezeu dându-se drept Dumnezeu. Înșală pe oameni. Are ca aliat în trinitatea aceasta demonică, unde este Satan, Anticrist, este și prorocul mincinos, care va fi într-adevăr de ajutor un conducător religios care va îndruma oamenii, până și religia va ajunge să tragă la carul acesta al lui Anticrist, un stăpânitor omenesc dominat de forțele Întunericului. În Daniel 11:31 vorbește despre momentul acesta. Niște oști trimise de el vor veni și vor spurca sfântul locaș, cetățuia, vor face să înceteze jertfa necurmată și vor așeza urăciunea pustiitorului. Va ademeni prin lingușiri pe cei ce rup legământul. Acest tratat, care pare trainic, pune bazele unei împărății de 1000 de ani, ce au visat oamenii. Acest tratat se rupe. Se rupe. Nu le ajunge. Pentru că Satan vrea ca să stăpânească. Este avid după adorarea pe care oamenii o au de dat. Și vor ca să, Satan vrea ca să îi tragă pe oameni să se închine înaintea lui, nu înaintea lui Dumnezeu. Atâta obrăznicie a fost încât Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu întrupat, vine și spune, închină-te mie ca să ajungi din dragoste pentru oameni să salvezi omenirea. Este înfiorător. N-avem timp să discutăm din 2 Tesaloniceni, capitolul 2. Și vedem acolo că acest fiu al pierzării, acest nelegiuit, va putea să se manifeste abia după ce Duhul Sfânt va fi luat din calea lui, biserica va fi răpită. Anticrist va domni 7 ani. Spunem de 7 ani, chiar dacă prima parte a necazului cel mare nu este atât de înfiorător pentru omenire. Din cauza aceasta, mulți au zis că Dumnezeu va păzi de ceasul încercării care va veni peste toată lumea, va păzi biserica. Și atunci răpirea ar fi pe la jumătatea intervalului de 7 ani. E greșit lucrul acesta. Pentru că, dau un exemplu, Romani, capitolul 1, versetul 18. Mânia lui Dumnezeu te descoperă din cer împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor. Și spune acolo, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, ci s-au dedat la gândiri deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. S-au fălit că sunt înțelepți și au nebunit. Și au schimbat slava Dumnezeului nemuritor, asemenea dobitoacelor și așa mai departe. Ce spune acolo? S-au fălit că sunt înțelepți și au nebunit. De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției, să urmeze poftele inimilor lor,
așa că își ne cinstesc singur trupurile. În ceea ce urmează după Romani 18:1, în pasajul acela, de aceea Dumnezeu i-a lăsat de trei ori, trei etape de decădere. Când a început? De când i-a lăsat Dumnezeu? Mânia lui Dumnezeu este asupra omenirii care îl respinge pe Dumnezeu. Și a spune că mânia mielului vine doar după 3 ani și jumătate și omenirea abia atunci va cunoaște pedepsa, e greșit. Chiar să lași pe om în voia minții lui blestemate să facă lucruri neîngăduite. Chiar și aceasta este o pedepsă. Și momentul în care apare anticrist și oamenii îl îmbrățișează și îl pun conducător, în momentul acela, mânia lui Dumnezeu este asupra omenirii. De aceea, biserica nu face parte din această judecată. Și vedem toate aceste lucrări pe care le face cel rău și modul în care Dumnezeu amplifică judecata. Soarta celor care ajung să se închine la anticrist și fiarei prorocului mincinos, soarta acestora este pecetluită. Și sunt toate judecățile acelea care apar până acolo încât vor dori moartea și nu o vor avea. Acum, Israel este găsit în capitolul 7 din Apocalipsa. Și este foarte clar, explicit. Și apare și în capitolul 14. Citesc câteva versete din Apocalipsa 7, versetul 1 începând. După aceea am văzut 4 îngeri care stăteau în picioare în cele 4 colțuri ale pământului. Ei țineau cele 4 vânturi ale pământului ca să nu sufle vânt pe pământ, nici pe mare, nici peste vreun copac. Și am văzut un alt înger care se suia dinspre răsăritul soarelui și care avea pecetea Dumnezeului celui viu. El a strigat cu glas tare la cei 4 îngeri cărora le fusese dat să vadă pământul și marea, zicând, nu vă tămas pământul, nici marea, nici copacii, până nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru. Și am auzit numărul celor ce fusese pecetuiți, 144.000 din toate semințiile fiilor lui Israel. Din seminția lui Iuda, 12.000 erau pecetuiți. Din seminția lui Ruben, 12.000. Din seminția lui Gad, 12.000. Cum poate cineva să interpreteze spiritual aici că nu este vorba de poporul evreu, ci de biserică? Cum poate cineva să interpreteze așa ceva? Nu se poate. Deci, ce găsim aici? Găsim clar poporul evreu. Este adevărat că nu apare seminția lui Efraim, aceasta pentru că apare Iosif, dar mai este o seminție care chiar lipsește și aceasta e seminția lui Dan. Unii zic pe baza la Geneza că este vorba în binecuvântarea profetică a lui Iacov asupra fiilor săi, este vorba despre faptul că din Dan va ieși anticrist. Nu știu, am luat cunoștință despre această interpretare, nu pot zice nici da, nici nu, prea puține texte. Dar este evident că Dan a fost primul care a adus idolatria în poporul evreu. Prima seminție. Citiți dumneavoastră în Judecător, capitolul 18. Și Dan a devenit unul dintre centrele idolatriei aduse de împăratul Ieroboam, de regele Ieroboam,
care n-avea nicio legitimitate, nefiind din casa lui David. Dar acești 144.000 sunt oameni din poporul evreu care devin credincioși, care îl acceptă pe Domnul Iisus ca Mesia. Oamenii aceștia ajung ca să fie chiar martirizați. Mai mult decât atât, vedem în Apocalipsa 7, versetele 9 la 11, vedem că sunt foarte mulți oameni care se întorc la Domnul prin mărturia acestor credincioși din poporul evreu. Versetul 9. După aceea m-am uitat și iată că o mare gloată pe care nu putea să o numere nimeni, din orice neam, din orice seminiție, din orice norod și de orice limbă, care stăteau în picioare înaintea scaunului de domnie și înaintea mielului, îmbrăcați în haine albe cu ramuri de finic în mâini, și strigau cu glas tare și ziceau: mântuirea este a Dumnezeului nostru, care șade pe scaunul de domnie și a mielului. Bine, ziceți, da, asta nu-i biserica? Nu! Și toți îngerii stăteau împrejurul scaunului de domnie, împrejurul bătrânilor, împrejurul celor patru făpturi vii, s-au aruncat cu fațele la pământ în fața scaunului de domnie și s-au închinat lui Dumnezeu. Și au zis: amin, a Dumnezeului nostru să fie lauda, slava, înțelepciunea, mulțumirea, cinstea, puterea și tăria în vecii vecilor. Amin. Și unul din bătrâni a luat cuvântul și mi-a zis: aceștia care sunt îmbrăcați în haine albe, cine sunt oare și de unde au venit? Aceștia, despre ei, mare aceasta mulțime. Doamne, i-a răspuns eu, tu știi. Și el mi-a zis: aceștia vin din necazul cel mare. Ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului. Pentru aceasta stau ei înaintea scaunului de domnia lui Dumnezeu și slujesc zi și noapte în templul lui. Cel ce șade pe scaunul de domnie își va întinde peste ei cortul lui. Nu le va mai fi foame, nu le va mai fi sete, nu-i va mai dogări nici soarele, nici vreo altă arșiță, căci mielul care stă în mijlocul scaunului de domnie va fi păstorul lor. Îi va duce la izvoarele apelor vieții și Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochiul lor. Deci cine sunt? Aceștia vin din necazul cel mare. Rezultatul evanghelizării pe care o vor face evreii, ca la începuturile bisericii, când prima biserică a fost formată din evrei și prozeliți evrei. După aceea s-au adăugat toate neamurile. Slăvit să fie Domnul că și noi suntem partea bisericii. Dar în ceea ce îl privește necazul cel mare, vor fi niște oameni care vor plăti cu viața lor mărturia. Și aceștia sunt evrei. Și mulți oameni vor crede în Domnul Iisus Hristos. Mielul va fi păstorul lor. Repet, acum, cu altă ocazie, o să mai detaliez, am mai spus. Cine rămâne pe pământ după răpirea bisericii și nu l-a primit pe Domnul Iisus ca mântuitor, a știut Evanghelia și l-a respins, aceștia nu au a doua șansă. Așa cum vedem în filmele despre răpirea bisericii. Nu este a doua șansă. 2 Tesaloniceni, capitolul 2. Cu ajutorul Domnului vom discuta și despre aspectele acestea cu altă ocazie. Cert este că domnia lui Anticrist va fi sfârșită când va veni Domnul Iisus Hristos la a doua sa venire, va veni pe pământ, va salva poporul evreu, va judeca pe Anticrist și pe prorocul mincinos, îi va trimite în focul de focul veșnic împreună cu toate forțele răului. Scrie aceasta în Apocalipsa 19:20. Primii care vor fi trimiși, cei doi, Anticrist
și prorocul mincinoș. Aceștia vor fi oamenii care vor intra în pedeapsa veșnică a lui Dumnezeu. După aceea și ceilalți care l-au respins pe Dumnezeu. Ce avem noi de făcut? Dăm slavă lui Dumnezeu. Că s-a îndurat de noi, că suntem eliberați de sub puterea întunericului, că dacă plecăm de pe pământul acesta prin răpire sau prin moarte, noi ajungem la Domnul și Domnul continuă să stăpânească asupra istoriei omenirii și va continua prin poporul evreu. Să ne rugăm și pentru pacea Ierusalimului, să nu mergem pe diferitele speculații în care evenimentele cotidiene sunt citite în texte biblice care sunt forțate în fel și chip. Nu avem multe semne înainte de răpirea bisericii. Domnul să fie slăvit că El stăpânește în viețile noastre și mijlocim să stăpânească asupra întregii omeniri. Amin.